Atletismul sălăjean este într-o oarecare cădere liberă la nivelul seniorilor. Sălajul nu este reprezentant de niciun atlet legitimat la un club din județ la cea de-a 59-a ediție a campionatelor internaționale a României, dar cu toate acestea, sălăjenii se pot mândri cu prezența la startul probei de 3000 de metri obstacole fete a Cristinei Ilo Casandra, atletă născută la Zalău, dar care de mai bine de 15 ani reprezintă culorile Clubului Sportiv Municipal Suceava. Atletismul sălăjan a intrat într-un cont de umbră la nivel de seniori, exceptând performanțele la nivelul juniorilor obținute de Raul Crecan, Cătălin Marian și Paul Parnău. La nivel de seniori, sălajul nu prea mai contează decât la nivel național, dar și acolo numărul medaliilor obținute este în continuă scădere. Dacă în urmă cu 6-7 ani, sportivii antrenorului Petre Seutea cucereau într-un sezon competițional peste 15 medalii, în ultimii ani, sportivii de la Clubul Sportiv Municipal din Zalău abia dacă reușesc să cucerească 5-6 medalii și asta în condițiile în care nivelul performanțelor la nivel de seniori sunt în continuă scădere. În condițiile în care doar juniorii mai țin capul sus în atletismul sălăjan și pe alocuri Paula Todoran și Daniela Cârlan, singura mândrie pentru sălaj în competițiile mari ale atletismului rămân reprezentările Cristinei Iloc Casandra, atletă născută la Zalău în urmă cu 37 de ani și care, în ciuda vârstei destul de înaintate, reprezintă cu cinste România atât în competițiile europene cât și în cele mondiale. Cristina Iloc Casandra este de altfel singura sportivă din sălaj invitată să participe la campionatele internaționale ale României, programate mâine pe Cluj Arena. Atleta născută la Zalău va alerga mâine, începând cu ora 18:25 de minute, în cursa de 3000 de metri obstacole și speră să obțină dreptul de participare la campionatul european.